Nicolae, prietenul meu, și îmi zice: Edi, avem un bar, un bar de licitație caritabilă la Piatra Neamț pe data de 8. Zice, ai, vreau să iau una sau două lucrări de la tine. Zice, nu două, vino cu acea și vedem. Între timp mi-a venit ideea să-i sun pe artiști, am avut surpriza extra, ca Smaranda, ca așa mai bune lucrări ale lor. Deci, au zis, Radu mi-a zis, care galerie, aia o dăm, Caled Matar de asemenea. După aia am avut marea surpriză să vină alte donații, fără să-i sun eu, că vreau și eu să particip la program, cum e acest copil de 13 ani, Andrei, care este o minune de copil talentat și cu pasiune în tot ceea ce face. A venit, acum trebuie să apară Iuliana Ștefan, care și-a vrut neapărat. Este extrem de important ca să ne strângem în jurul unor afecțiuni, să-i dăm problemele care le au familii, pentru că realmente sunt niște lucruri care sunt destul de delicate. Nu pot să zic, am rapid în calcul și prezent aici președinta Mifne ne va vorbi despre ce înseamnă să aplici un tratament între 0 și 2 ani. Deci asta este metoda Mifne pentru eradicarea autismului din mic copil. Bun, vreau să vă mulțumesc tuturor. Uite, a venit și Emilia. Mulțumim, Emilia. Vreau să ne spună Sinziana câteva cuvinte despre pe. Îi dau cuvântul lui Nicolae și vom avea o mică surpriză pentru cei care au participat la acest program. Mulțumesc tare mult! Sunt extrem de fericită să fiu în seara aceasta aici. Știam că sunteți un om sau anotis, dar nu mi-am imaginat că vor manifesta o dorință atât de mare de a dona pentru proiectul MISNE, despre care probabil că se știe foarte puține lucruri în România. Dacă copilul își sta vocea mamei atunci când ea vine în încăpere, dacă are reacție la pașii ei și prezența ei sau a tatălui. Acestea sunt doar câteva, trei semne din cele 8 pe care le promovăm în primul an de viață. Metoda este adusă din Israel. Am depus un efort deosebit de aproape 17 ani de când visez. Aduc această metodă, au avansat în acești 17 ani și am descoperit că autismul se poate semnala din primul an de viață, dar când vorbim de primul an de viață, nu vorbim de un diagnostic, ci lucru care ne ajută foarte mult să intervenim, pentru că primii 2 ani de viață sunt foarte importanți și foarte ofertanți din punct de vedere al dezvoltării creierului bebelușului și a faptului că în primii 2 ani de viață se creează atașamentul, care este de fapt baza tuturor relațiilor umane pe care le dezvoltăm mai târziu. Ce îmi povestea Sinziana puțin mai devreme și faptul că acum 20 de ani erau la 30.000 de cazuri un caz, 10.000 de cazuri, sau 10.000 de cazuri un caz, și acum la 38 de cazuri de nașteri este peste tot în lume un ceea ce este datorat faptului că nu mai ne ținem în brațe, nu mai avem afecțiunile astea care sunt esențiale pentru, viața frumoasă trăită. Lui Nicolae al României, pentru faptul că și noi la Piatra Neamț am fost extrem de bucuroși să aflăm că Galeria Rotenberg Uzunov
a răspuns invitației principelui Nicolae a României și în felul acesta ne-am deplasat și iată că astăzi suntem atât. Și nu numai să le priviți, ci să le și luați. Să le și luăm acasă, da. Păi să le luați mult, pentru că vor fi puse și prețurile, se va face, vom face și catalogul, îl vom trimite online, voi să-l scoateți la imprimantă. Merită fiecare pentru că trebuie puse de așa natură încât să se obțină valoarea cea mai mare, pentru că voi aveți nevoie de cât mai mulți bani să strângeți pentru programul BIFNE. Program BIFNE care în ce constă, vă spun în două secunde, se strânge întreaga familie timp de 21 de zile într-o casă. Casa BIFNE. Casa BIFNE și ei au 5 doar case până în acest moment în Piatra Neamț, din câte am înțeles. Noi avem o singură casă și sunt două case în lume. Aia, a doua este la Piatra Neamț, adică este al doilea centru din lume pe care fantastic îl deschidem. Și copiii, deci toată familia copilului acelui, timp de 21 de zile, nu este împreună, pentru că dacă se face... relația, se creează relația de atașament. Se creează relația de atașament, șansele să copilul să se facă bine sunt mult mai mare. Sprijinul și o să fac tot posibilul să-i sprijin cât se poate de mult grijorătoare. Este normal și este normal să-i mulțumim lui Nicolae pentru că asta e menirea lui. Este normal să-i vreau să vă spun că în care avem în comun din astea sociale, acțiuni sociale și îi mulțumesc mult și este o prietenie care numai Dumnezeu o leagă. Dumnezeu ne dă aceste lucruri să le să facem bine și încă o dată îi mulțumesc cu voi alături și la comisară, nu știu ce pot să mai adaug. Eric, cred că s-a dus direct la suflet această cauză. Mă bucur foarte mult, dar vreau să mulțumesc în calitate de președinte de onoare al Asociației Punct de Găsitură. Vreau să mulțumesc tuturor artiștilor care au oferit câte o lucrare și mă bucur că sunt mai mulți decât ne trebuie și e minunat să avem această comunitate, să zicem așa. Într-adevăr, acum suntem printre primele pași să avem MIFNE în România. Este un drum lung, cu mai multe provocări, dar cu ajutorul tuturor, cu siguranță vom reuși și va fi foarte important, nu numai pentru România, nu numai pentru Europa, dar și pentru zona noastră regională. Va fi un centru care va atrage mulți copii și familii și copii și familii sănătoși. Mulțumim! Drept mulțumire pentru toți artiștii participanți, noi, Galeria Rotenberg-Uzunov, împreună cu principele Nicolae a României, n-am putut să vă facem câte o lucrare sau ceva, dar vrem să... și putem să începem cu Radu Marinescu, te rog să... Radu, care primește această diplomă de participare cu voi cunoștință, generozitate și solidaritate la donarea lucrărilor pentru licitația organizată în cadrul Galei MIFNE din 8 decembrie 2023. Vă mulțumim, dragii noștri artiști. Următoarea este Martina Grigoriță, care nu a venit aici, dar care întâmplarea face imediat, pentru că are un copil și ea bolnav de aceeași situație, săraca, și merge permanent la tratament cu ea. Următorul este Horațiu Mălăele, care are spectacol. Elena Simona Hulubariu, Eli, mulțumim. Noi am venit să o cunoaștem și când am zis lucrarea, auzit de cauză, imediat a oferit lucrarea. Raid este la Bacău, din păcate, și n-a reușit să ajungă. Dani Marie, mă mir că nu este aici. O să-i chemăm încă o dată. Emilia Marinescu, mulțumim că ai venit și bravo. Următorul este un om care îi promite 2 ani că facem expoziție aici. Bana a avut lucrări că vinde foarte bine, dar a adus o lucrare pe care am pus-o chiar în vitrină. Eva se numește și îl cheamă Artur Ghinu.
Și mulțumim a toți. Khaled, care este, n-am cum să vă spun, este un copil minune, l-am cunoscut înainte de lockdown, are 21 de ani, este la Florența, învață, este un băiat care este de o finețe rară și în afară de asta, când a auzit, a zis, dau cea mai scumpă lucrare pe care o am acolo la voi, n-a putut să vină din care merge pe lună. Exact. În Israel, săraca, mă rog, săraca acolo trăiește. Teli, care este la Sighișoara și cred că mai lipsește ceva. Smaranda. Ce să fie acum? Ok, go. Oricum, trebuie să-i vină și diploma Smarandei. Scuze-mă, scuze-ne că nu știu, s-a rătăcit. Da. Mulțumim. O să facem pentru Andrei și mulțumim Andrei, 13 ani și a vrut să participe la acțiune. Și Dorinei, unde-i Dorina? Dorina, mulțumim. Asta e ultima lucrare primită de la Dorina și mai trebuie să vină Iulia Ștefan. A zis Dorina, cum să nu dau și eu lucrare? Uite-o pe Iulia, bravo! Dar a trimis-o fără ea persoană. Așa, asta e o altă lucrare a Iuliei Ștefan, care este... Era pe aici, nu? Nu i-am făcut-o pentru că e azi dimineață. Lucrările sunt... Bunul Dumnezeu să ne audă să strâng minunată. Și acum să intrăm pe ei. La anul ar fi dublu sau triplu. La anul vă invităm pe toți la Piatra Neamț, chiar și anul acesta. Dar și anul acesta vor... Poate ne întâlnim și cu Victor Browner. Dacă doriți să participați la gală, vă așteptăm cu drag. Deci avem pe rând, pornim de aici cu Artur Dinu, jos este Martina Grigoriță, n-am mai avut, poate acolo mai era loc. Martina, v-am zis, e o tânără foarte talentată care a mai participat la acțiunile noastre. Martina, săracă, are și ea un copil care suferă de această afecțiune, poate facem o discuție. Horațiu Mălele, Radu Marinescu care a donat această lucrare mare și mulțumim încă o dată, mulțumim în... asta e Raimund Vernica din Bacău, asta e Teli Iacșa din Sighișoara, aici e Dani Marie, Smaranda Piliuță, care încă o dată îmi cer scuze că nu i-am diploma, nu. Smaranda, sper să ne ierți. Aici. Așa, Khaled Matar, care asta este o primăvară, bucuria primăverii, așa o văd eu, nu știu. Emilia Marinescu, flori care trebuie să fie optimiste și le-am văzut foarte optimist prin culoare. Eli, care este aici prezentă cu această lucrare. Eli, unde ești? Aici. Bravo. Așa, acolo este Emanuela Abramovici și uitați-vă la lucrare, să-mi spuneți dacă vă place, al lui Andrei, de 13 ani, care mie mi s-a părut foarte specială, atât prin culoare cât și prin, este o țigăncușă, țigăncușă ești frumoasă, fiecare și-a pus amprenta superbă asupra acestei acțiuni și le mulțumim încă o dată tuturor. Puneți-o și domnul tatălui Andrei, te rog să o pui. Așa. Lucrările vor fi luate și vor fi duse la Piatra Neamț. Abia aștept rezultatele să ni le comunicați. Să ni le comunicați după data de 8. Sper să aveți cât mai mult succes. Eli a zis că vrea să meargă. Emilia că vrea să meargă. Acum voi știți cum vă organizați. Vedeți cu Piatra Neamțu, Nicolae va fi sigur acolo și vă va primi cu cel mai mare drag. Eu, din păcate, am confirmat de vreo lună jumate prezența la un alt eveniment și nu pot ajunge. În orice caz, sunteți bineveniți atât la Piatra Neamț cât și aici oricând. Haideți că intrați că este rece și mai stăm cu lucrările, mai așteptăm să faci... mi-a zis, nu știu că s-a, de la tine am învățat și felicitări, Amnar. Felicitări, vă dau o amară.